Mihai Teacă și-a impresionat fanii cu nou videoclip filmat în zona Făgărașului. Făgăraș Foaie de Ceapă, așa se numește melodia la care tânărul interpret din Făgăraș a filmat un nou videoclip lansat chiar ieri de ziua lui onomastică. Eu sunt picior din Făgăraș! Eu sunt picior din Făgăraș! Și iar verde de tricol să jucă. Amintim că Mihai Teacă are 21 de ani și studiază ca tenor și pianist, dar cântă la clarinet și la fluier. Interpretul vine din Făgăraș și este urmașul unui fost lăutar percuționist. În joacă, micul Mihai a descoperit întâi o orgă, apoi a început să cânte și din voce, de pe la 12 ani. Muzica populară l-a atras întâi prin mesajul textelor, îi plăcea veselia pe care o transmiteau unele cântece. A continuat cu muzică clasică. Acum studiază ca tenor și în paralel ca pianist. Și pentru că muzica populară este în sufletul lui, cântă și la clarinet, dar numai folclor. De la noi până la Olt, mă, la 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 la, numai flori de busuioc, la 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 la. Păi de la noi până la Olt, mă, la 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 la, numai flori de busuioc, la 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 la. Din cetate către munți, la 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 la, numai brazii cei cărunți, la 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 la.